Duminica aceasta, credincioșii parohiei Olteni din protopopiatul Ilfov Sud au avut parte de momente de aleasă bucurie duhovnicească. Biserica parohială cu hramul Sfinții Mihail și Gavril a fost târnosită de către preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preasfinția s-a rostit și cuvântul de învățătură, în care a explicat înțelesurile duhovnicești ale pericopei evanghelice. Mântuitorul Hristos, drămăritor creștin, arată că toți cei care cred în El, chiar dacă mor, vor trăi în veci. Așa ne spune evanghelistul Ioan. Adevărat vă spun vouă că toți cei care mor cu credința în Mântuitorul Hristos vor trăi în veci. Aceasta este învățătura Bisericii pe care noi o împărtășim celor care doresc să fie fii și moștenitori ai împărăției cerurilor. Moartea, mormântul, nu este ultima realitate. La mormânt nu se încheie viața unui om care crede, a unui om care și-a pus nădejdea în Mântuitorul Hristos cel răstignit și înviat. Mormântul este doar o ușă prin care noi trecem dintr-o lume trecătoare într-una veșnică. De aceea, credincioșii înțelepți care iubesc învățătura Bisericii și care cred cu tărie în Mântuitorul Hristos și în cuvintele Lui, consideră ziua morții ca o zi de Paști, pentru că Paștile înseamnă trecere. Și ziua morții este doar o trecere, nu este sfârșitul și nu este nimic dramatic pentru cei care cred, pentru cei care își pun nădejdea și care consideră că moartea este doar o trecere. La finalul slujbei, primarul comunei Clincene a primit ordinul Sanctus Stephanus Magnus, iar părintele paroh a fost hirotesit iconom stavrofor. Era necesar în acest sat să ființeze o biserică, chiar dacă satul îl întâlnim atestat documentar încă de la 1821 din timpul lui Tudor Vladimirescu. Această biserică este o biserică nouă, zidită între anii 2000 și 2006, apoi împodobită cu obiectele de cult și cu pictură în tempera, făcută de pictorița Elena Vasilescu. Alături de noi au fost prezenți și oficialități ale Consiliului Local, care au sprijinit la zidirea și înfrumusețarea acestei biserici și cărora le mulțumim și noi pe această cale și tuturor enoriașilor care au fost prezenți. Astăzi este mare sărbătoare în parohia noastră. Aducem mulțumirile noastre Bunului Dumnezeu și Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril pentru că ne-a dăruit sănătate și ne-am putut și ne putem bucura de acest eveniment important al parohiei noastre, al satului nostru. Ne bucurăm împreună pentru că suntem la oaltă și după cuvântul psalmistului, ce frumos este și ce bine să locuiască frații împreună să se veselească. La slujba au participat numeroși credincioși, atât din satul Olteni, cât și din comuna Clinceni.